prin bunătatea lui Dumnezeu și prin dragostea lui nemărginită pe care o revarsă cu fiecare zi, cu fiecare secundă, cu fiecare lună și cu fiecare an. În această perioadă a timpului, istoriei, planului de mântuire, așa se poartă Dumnezeu față de cei pe care i-a creat și i-a răscumpărat. Stimați ascultători și prieteni, suntem la cea de-a patra prezentare a mesajului biblic despre modul cum noi administrăm adevărul biblic, darurile cu care El ne-a înzestrat și cum venim la El cu alte mijloace administrative cu care să-L cinstim și să-L onorăm pe Dumnezeu. M-am gândit când m-am pregătit pentru această minunată prezentare, darul pentru Iisus. Deci studiul nostru se va intitula Daruri pentru Iisus. Ce ai putea tu, stimatul meu ascultător, și eu care prezint, ce dar aș putea eu să-i ofer lui Iisus, că m-a răscumpărat și a îngăduit ca să vin pe această planetă Pământ și să aud, să văd, să simt și să contribui ca gest al meu personal față de El că m-a salvat pe palmele Lui. M-a salvat prin palmele Lui și m-a săpat pe palmele Lui și mă va purta pentru eternitate pe palmele Lui. De câte ori am să mă duc în ceruri și am să fiu în prezența Lui față în față, nu voi putea evita să nu-i văd urmele cuielor nemiloase în palmele Lui. Nu voi putea evita sub nicio formă să nu le văd, numai dacă am să mă închid ochii. Sau dacă pe toată veșnicia noastră, cum spun mulți creștini, să trăiesc miliarde de ani, n-am să mă plictisesc eu acolo, n-am să fiu viață boringă. Stimați ascultători, când asemenea cuvinte ies de pe buzele noastre, noi nu știm ce vorbim. Și de fapt acestea sunt vorbele celui rău. El s-a săturat să stea în prezența lui Dumnezeu în ceruri. De ce vroia ca nu totdeauna să vină în prezența lui să-i recunoască autoritatea de tată și stăpân a tot ce el a creat? A dorit să devină ca el. N-a mai putut suporta această priveliște și acestea momente și acestea clipe pe care el le petrecea tot timpul în prezența Domnului. Vroia și altcineva să vină înaintea lui, că se va simți satisfăcut, așa cum ne găsim și noi aici satisfăcuți când venim, vine cineva în fața noastră și ne recunoaște autoritatea și ne recunoaște cine suntem, indiferent de activitatea pe care o îndeplinim. Acestea sunt lucruri pământești, stimați ascultători. Iar o persoană care are în el Duhul lui Dumnezeu, care a gustat din acestea palme ale Domnului Iisus Hristos, gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Palmele Lui ne vestesc bunătatea Lui. Palmele Lui ne vestesc credincioșia Lui. Banii pe care eu îi voi dărui și vom învăța cum vestesc credincioșia noastră față de Dumnezeu și dragostea noastră față de El. Textul pe care ne va introduce în acest studiu, Darul pentru Iisus,
se găsește în Psalmul 116 cu versetul 12 la 14. Ascultați, stimați ascultători! Cum voi răsplăti Domnului binefacerile Lui față de mine? Stimați ascultători și prieteni, cu ce poți răsplăti viața unui om? Discut de un om acum. Cu ce vei putea tu răsplăti viața celuia care te-a creat, cel fără început și cel fără sfârșit? Câtă valoare prețuiește El în ochii noștri și ce am putea să-i aducem noi, spune psalmistul David, cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Auziți dumneavoastră, cum? Și uitați cum. Voi înălța paharul izbăvirilor. Vă îndrept acum privirile dumneavoastră să priviți până acum de câte ori ați fost izbăviți de Dumnezeu în anumite evenimente nedorite și neplăcute ale vieții. Ați sesizat vreodată izbăvirea miraculoasă al lui Dumnezeu sau îngerilor sfinți? Iar dacă nu ați sesizat, înseamnă că sunteți reci ca gheața și nu veți fi calzi niciodată, ca să spuneți ce spune psalmistul David. Voi înălța paharul izbăvirilor, un pahar plin cu izbăvirile pe care eu le-am avut până acum și pe care le voi avea în continuare. Paharul plin cu izbăvirile din partea lui Dumnezeu. Și voi chema numele Domnului pentru ca mulțumire cum m-ai izbăvit. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului popor. Stimatul meu ascultător, ai făcut tu vreodată vreo juruință lui Dumnezeu? Și am să vă dau câteva exemple. Primul: Doamne, dacă Tu mă vei ajuta în situația, pe care o am și mă vei izbăvi, îmi vei dărui ceea ce îți cer, eu voi face cu tare și cu tare lucrul față de Tine. Ați făcut vreodată acest lucru? Și dacă l-ați făcut, v-ați îndeplinit această juruință? Vă simțiți vinovat că nu ați îndeplinit această juruință? Iar dacă nu ați făcut-o, nu sunteți vinovați. Și totuși suntem vinovați în ochii lui Dumnezeu. Spune psalmistul David, îmi voi împlini toate juruințele mele pe care le-am făcut eu față de Domnul. Adică, prima mea juruință pe care o fac față de Domnul este să-i spui lui Dumnezeu totdeauna când vine seara, îți mulțumesc că m-ai ajutat să-mi îndeplinesc juruința ca în sabatul viitor sau ziua poi mâine din această săptămână să-mi pot achita anumite datorii și pe urmă și față de Tine. Aici este primul lucru pe care noi trebuie să-l spunem în ochii lui Dumnezeu. Cum? Prin zecime, care oricum nu este a noastră, prin darurile noastre de bunăvoie, darurile noastre față de săraci, darurile noastre față de bolnavi, darurile noastre față de biserică și darurile noastre când venim în casa Domnului. Toate acestea, gesturi, sunt un act al închinării și un lucru care îi place lui Dumnezeu, pentru care noi nu avem cum să ne plătim de tot ce a făcut El pentru noi. Tot ce am amintit este un act al dragostei, este un act al credinței, este un act al credincioșiei noastre și în mod deosebit. Cum aș putea eu să-ți răsplătesc
că ai murit pentru mine. Cum? Eu vă mărturisesc sincer, stimați ascultători. Sunt anumite persoane care au făcut lucruri pe care niciodată nu voi fi în stare să-l pot răsplăti. Sunt persoane care m-au ajutat în viață și niciodată nu voi fi în stare să le răsplătesc ce au făcut ele pentru mine. Cu atât mai mult când mă gândesc la Domnul Iisus Hristos ce a făcut El pentru mine. Dar niciodată eu nu voi putea plăti acest dar pe care l-a făcut Iisus pentru mine. Care sunt motivațiile pentru dăruire? Care este motivul tău, stimatul meu ascultător, când te duci la casa Domnului? Sau vreau să fiu mai aproape, când te scoli dimineața? Când te scoli dimineața, ce cuvinte izvorăsc de pe buzele tale? Sau poate nici nu mai izvorește niciun cuvânt de pe buzele tale? Te-ai îmbrăcat cu hainele de lucru, te-ai urcat în mașină și ai plecat și nici n-ai avut timp să spui, Doamne, fii cu mine. De ce? Satana ne răpește în așa fel timpul că uităm măcar un simplu lucru pe care este cel mai ușor și cel mai greu. Cum te-ai sculat să te pleci pe genunchi și să-i mulțumești lui Dumnezeu că vezi o altă zi? Ai sănătate, ai vedere, ai mâini, ai picioare și te poți duce la lucru. Primul lucru, care sunt motivațiile? Vi l-am enunțat. Al doilea lucru, banii pot fi o adevărată putere în slujba binelui. Banii. Cum te duci la biserică, stimatul meu ascultător? Ai ceva pus deoparte pentru Dumnezeu? Sau nu ai? Sau spui cu altă ocazie? Sau spui nu am? Sau spui nu am destul? Toate acestea în ochii lui Dumnezeu sunt zero. El putea să spună lucrul acesta când a venit pe planeta aceasta Pământ să moară pentru noi. Putea invoca any probleme și scuze ca El să nu vină și să moară pentru noi. Și totuși n-a făcut-o. Și totuși noi o facem. Oricum a spune că îl iubim pe Dumnezeu, numai darurile noastre generoase demonstrează recunoștința noastră pentru Dumnezeu. Acum vreau să spun ceva care mi-o spun și mie și mi-o spun și dumneavoastră. Când mă duc la casa Domnului și mă duc cu un dolar, spun la noi, Statele Unite, se întâmplă acest lucru. La noi, la dumneavoastră, nu știu cât puneți. Iar dacă puneți 5 lei, e un dolar. Dacă puneți 10 lei, e 2 dolari. Iar dacă pui 20 de dolari, acolo se schimbă situația. Generozitatea noastră prin daruri, nu prin zecime. Zecimea este a Domnului. Nu ai ce să te atingi de ea. Dar darurile este un act de generozitate al nostru față de Dumnezeu și o recunoștință față de Dumnezeu. Îmi aduc aminte despre un frate presbiter din Africa care a decis să dea Domnului în fiecare sabat 5 dolari. 5 dolari în Africa sunt bani, stimați ascultători. La dumneavoastră sunt 25 de lei. A decis să dea în fiecare sabat. Adică nu s-a putut duce la biserică cu mâna goală
și a decis, nu mă pot duce, îi voi oferi Domnului ca dar, nu ca zecime, $5. Și a venit un timp, nu a reușit să aibă acești bani și să-i facă banii aceștia în cursul săptămânii. Copilul pe care îl avea, mergea cu el în fiecare sabat la biserică. În sabatul acela vine copilul la tata și zice, tati, nu mergem la biserică astăzi? Nu, dragul meu. De ce? Nu mă pot duce la casa Domnului cu mâinile goale. Și ce s-a gândit el? Îi spune la copil, mă duc să mă plimb puțin și pe urmă mă întorc înapoi. S-a dus să se plimbe. Și nu a mers mult pe stradă, că a găsit $5 jos pe trotuar. Să uită în stânga, să uită în dreapta, să uită în spate, să uită înainte, să vadă dacă nu cumva există vreo persoană care să-i fi pierdut acei bani. N-a fost nimeni. A luat acei $5, s-a dus acasă și a spus copilului, haide acum să mergem la biserică, că tăticul are ceva bani în mână să nu merg cu mâinile goale la casa Domnului. Stimați ascultători, Domnul Iisus Hristos când a venit pe planeta Pământ a fost cel mai sărac om, cel mai sărac copil, cea mai săracă familie și părinți. Și totuși n-a venit cu mâinile goale la noi. Nu! A venit cu toate bogățiile cerului. Tot cerul l-a adus cu el. Și când s-a dus la Golgota, a dat tot ce a avut mai scump, viața pentru salvarea noastră. N-a spus, e prea mult, cum spunem noi, e prea mult $5. Poate când mă auziți acum, e prea mult $5, frate mare, să dau eu la casa Domnului. Da? Dacă e prea mult, când vei ajunge în cer și vei vedea ce ai primit, sunt convins, nu că o să o regreți, că asemenea lucruri nu o să mai fie acolo să regretăm, dar o să ne bucurăm ce am primit pentru acel dolar pe care noi l-am dat, considerând că și acela e prea mult. Și Domnul îl primește și pe acel dolar. Îl primește. Dacă inima ta atât a reușit să-i ofere lui, de exemplu, văduva de la altar, că s-a dus la casa Domnului, a dat tot ce a avut. N-a avut mai mult. A luat în casă tot ce a avut. Și a venit la templu și l-a pus în lada cu daruri. Maria Magdalena, munca ei de pe un an de zile a strâns-o și a cumpărat mirul cu nard și l-a uns trupul lui Iisus pentru mormântare. Nu a avut mai mult. Tot ce a avut, a dăruit. Nu totdeauna am făcut eu lucrul acesta. Dar acum când vorbesc în prezența dumneavoastră, dacă nu am făcut acest gest când nu am avut, ci am avut acei bani singuri care am avut în casă, i-am păstrat pentru mine și poate m-am dus la casa Domnului cu mâinile goale. Am făcut-o, dar acum n-am să o mai fac. Când văd că generozitatea mea pe care o am când mă duc la casa Domnului este un act total de bunăvoie și dragoste față de Mântuitorul meu care a murit pentru mine. Zecimea e a Lui, dar actele de bunăvoie și darurile noastre cu generozitate mai mari vorbesc clar cât de mult îl iubim noi pe Dumnezeu. Ce măsură dai tu pentru daruri? Sau ce măsură ai tu pentru daruri? Ascultați dumneavoastră ce spune în Deuteronom capitolul 16 cu 17.
Fiecare să dea după binecuvântarea pe care l-a binecuvântat Dumnezeu în cursul săptămânii. Stimatul meu ascultător, dacă tu ai câștigat săptămâna asta 1000 de lei, cât îi dai Domnului? Dacă eu am câștigat săptămâna aceasta 1000 de dolari, cât îi dau Domnului? Pe lângă zecime. 100 de dolari din 1000 de dolari, aia e zecime. Aia nu discut despre această problemă. Dar darul de bunăvoie, cât îi ofer Domnului? Mi se pare că tot un dolar. Poate îți pui un dolar la de bunăvoie, un dolar la școala de sabat, un dolar la darul misionare și 3 dolari. Și ție cât s-a rămas? Așa calculăm noi darurile noastre de bunăvoie față de Dumnezeu. Exact așa le numărăm. Și se ivește întrebarea. Cum voi răsplăti eu binefacerea lui Dumnezeu dacă sunt așa de zgârcit cu El, nu cu mine? Cu El? Noi cu Dumnezeu suntem zgârciți. Nu ne furăm pe noi, îl furăm pe El. Și Dumnezeu spune Malachie și îi spun, cu ce te-am furat? Exact așa spune prorocul Malachie și poporul. Cu ce te-am furat? Răspunsul era clar prin zecimi și darul. Dacă am făcut-o până acum, hai să nu o mai facem, stimați ascultători, frați și surori adventiști. Dacă am făcut-o până acum și am fost atât de zgârciți la capitolul biserică, haide să nu o facem acum. Și să nu uitați psalmul de introducere, psalmul 116, cu ce voi răsplăti eu binefacerile tale? Sau cum voi răsplăti eu binefacerile tale? Cum l-am putea răsplăti vreodată pe Dumnezeu pentru toate binecuvântările noastre? Răspunsul este clar, nici odată nu vom putea să plătim acest lucru. Dar niciodată. Spunea o familie către mine în felul următor, ce frate Mareș, n-am să uit niciodată. Adică, nu vă spun ce-a spus această soră. Nu vi le spun. Pentru că eu singur mi-am dat seama de cuvintele ei. Eu singur mi-am dat seama de cuvintele ei, atât de plăcute, atât de dulci și atât de frumoase, au izvorât de pe busele ei. Nu trebuie să spunem niciodată celor din lume ce au făcut, ci trebuie să-i spunem că Dumnezeu a fost acela care i-a deschis inima acelei persoane să mă ajute pe mine în situația în care eu am fost. Nu suntem noi din fire atât de buni, iar dacă Dumnezeu este Cel care ne dăruiește acest dar să ne deschide mintea și inima și mâinile, e darul Lui, nu e al nostru. Și atunci, ce să spunem în cazul acesta față de Dumnezeu? Ascultați dumneavoastră câteva cuvinte, dăruirea și închinarea. Psalmul 1 Cronici 16:29. Aduceți daruri și închinați-vă înaintea Domnului. Adică tu când te duci la casa Domnului, când ți-ai pus deoparte un ban în cursul săptămânii ca să-i oferi lui Dumnezeu când mergi la casa Domnului, tu de fapt te închini și cu darurile pe care tu îi le oferi lui Dumnezeu cu acea ocazie. Da, stimatul meu ascultător, te închini și cu darurile pe care El te-a binecuvântat în cursul săptămânii. Aduceți daruri de mâncare când intrați în curțile mele,
zice Domnul. Când te duci la biserică și avem pari împreună să mâncăm together și cu acea ocazie poate sunt și persoane străine, cu darurile acele de mâncare care mâncăm cu toții din ele, noi îl onorăm pe Dumnezeu. Observați dumneavoastră cât de frumos spune. Indiferent de mijlocul ales, înapoiarea zecimilor și aducerea darurilor fac parte din experiența noastră de închinare. Vă place, stimați ascultători? Dacă nu vă place, nu faceți. Iar dacă vă place și conștientizați că nu ați fost pe măsura ceea ce auziți, atunci haideți să ne deschidem inima și mintea și la nevoie și mâinile ca să putem face ce Dumnezeu ne cere. Dumnezeu ține cont de toate darurile noastre. Dumnezeu ține cont de toate darurile noastre. A ținut cont Dumnezeu de cei trei bănuți a văduvei? A ținut cont. Și cum a ținut cont? Până ziua de astăzi este fapta, este pomenită în Biblie și a rămas pentru posteritate în toată istoria planului de mântuire ce a făcut această văduvă. N-a pus acela care i-a dus un coș de galben sau cel care i-a pus 10.000 de dolari sau 50.000 de dolari. Nu, eu n-am găsit în Biblie asemenea daruri. Singurul care l-am găsit pe David, care spune, a dat tot ce a strâns el în timpul vieții sale, a dat pentru Dumnezeu și casa lui. Și după aceea s-a dat și pe el mai departe, că a chemat pe toți bătrânii poporului și a națiunii și pe Solomon și a arătat tot ce a strâns pentru templu și a mai dat în plus pe lângă ce el a strâns. Stimați ascultători, ăsta a fost David. Ăsta a fost David. Dar dumneavoastră, ce faceți pentru el? Am spus ce facem noi. Acum, proiecte speciale. Dacă aveți un locaj de închinare mic și numărul membrilor s-a înmulțit datorită activității dumneavoastră și a lui Dumnezeu care a lucrat și a adus, v-ați înmulțit și trebuie să faceți o biserică, câți bani veți dărui acum? Câți? Eu nu cred că atunci poate să rămână cineva indiferent și nepăsător. Unii poate că vor rămâne. Unii poate că vor rămâne și nu vor lua parte la acest proiect de construire a unei biserici. Am amintit despre Maria Magdalena care spune, darul Mariei valora 300 de dinari, salariu pe un an de zile. Ați muncit dumneavoastră un an de zile pentru proiectul misionar și al bisericii pe care urmați să o construiți? Ați muncit dumneavoastră și toți banii de pe un an de zile să-i oferiți cu această ocazie? Eu nu cred. Nu cred. Nu contează cine ești. Îmi aduc aminte când s-au colectat niște bani pentru o biserică în comunitatea Timișoara, de unde am plecat în America, s-au strâns, de fapt, s-a făcut apel ca să se doneze niște bani pentru o comunitate, pentru o comunitate unde se ridica o casă de închinare. Și a început cu pastorul. Și pastorul a spus, eu ofer 5.000 de lei. În vremea aceea, prin anii înainte de 90, erau bani. Erau bani. Și acum eu când am auzit că pastorul a dat 5.000 și eu pun acolo 100, vă dați seama cum m-am simțit eu sau poate
cum m-aș fi simțit eu, și alții, tot cu voce tare, au spus, eu dau atât, eu dau atât, eu dau atât. Nu le-a fost teamă să spună fiecare cu cât a contribuit. De ce? N-am judecat pe nimeni cât a dat. Atât a priceput, atât a putut, atât a oferit. Dar n-a plecat de acolo să nu dea și el ceva din ceea ce are. Asta însemnează un act de recunoștință față de Dumnezeu și lucrarea Lui. În Cartea din Ceruri de aducere aminte, acolo se va scrie fiecare bănuț pe care noi l-am dat. Dar atenție acum! Nu contează de multe ori câți bani dai, ci cum îi dai acești bani. Poate, dacă unul da 5.000, tu pui 6.000. Să fii mai sus ca el. Și dacă ai făcut acest lucru, darul tău e consemnat în ceruri, dar e consemnată și inima. De ce ai dat banii aceștia? În Biblie avem scris, poți să-ți dai toată averea săracilor și n-ai făcut-o din dragoste, n-ai făcut nimic. Ai dat $100, că atât ai putut, n-ai putut mai mult. Și i-ai oferit din toată inima, Dumnezeu îți binecuvântă 100 și tu vei fi trecut în cărți din ceruri ca un act din toată inima a închinării. Stimați ascultători, să ne verificăm cu o atitudine sinceră ceea ce noi oferim lui Dumnezeu. Ascultați 5 feluri de daruri pe care poporul iudeu le dădea și acum hai să vedem dacă noi le dăm acestea. 1. Slujirea lui Mesia este un act voluntar. Cât vrei. N-a pus Dumnezeu ca zecime, a 10-a parte e a mea. Nu! Cât vrei ca să oferi mie un act de slujire, căci eu am murit pentru tine. 2. Darurile de sărbătoare. Poporul Israel aducea daruri de sărbătoare, dar toate acestea erau de bunăvoie și nimeni nu venea cu acea ocazie la templu cu mâinile goale. 3. Daruri de mulțumire și de ispășire. Ispășirea era un dar separat și darul de mulțumire era la fel separat. Jertfele erau total diferite una de cealaltă. Dar nu veneai la casa Domnului pentru iertare fără miel. Nu veneai la casa Domnului ca să aduci o jertfă de mulțumire fără miel. Toate erau acte voluntare care trebuia făcute. Punctul 5. Zecimea este obligatoriu. Nu-ți bagă Dumnezeu mâna în buzunar să-mi dai 10 dintr-o sută. Nu. Este propria ta conștiință care îți spune acum, dă-i din cât ai primit, ia Domnului, nu ia tău. Așa. Punctul 2. Punctul 5. Taxa pentru templu. La biserica dumneavoastră, la biserica ortodoxă, avea o taxă ca membru al bisericii. Nu știu dacă și catolicii au așa ceva. Nu știu dacă biserica baptistă are așa ceva. Nu știu dacă biserica penticostală face așa ceva. Biserica adventistă nu practică acest lucru. Dar când discutăm de zecime, Biserica Adventă este credincioasă în punctul acesta. În punctul acesta, Biserica este credincioasă. Și mi-aduc aminte, Conferința Arizona, eu fac parte din Conferința Arizona, într-un an de zile, dacă nu greșesc chiar anul trecut, 2022, zecimea afară de daruri, $1.000.000.
Stimați ascultători, credincioșia poporului. Observați dumneavoastră? Credincioșie. Și dacă Domnul i-a binecuvântat, a fost și ei generoși să vină cu zecimea plus darurile de bună voie. Cunosc persoane în biserica mea care plătesc lunar bani pentru copii la școală din alte țări sărace care vin să fac școală în America, în școala noastră din Arizona. Și ei plătesc pe acești copii întreținerea la școală. Acum, înainte de a încheia, ce v-ați decis dumneavoastră în urma acestui mesaj să faceți ce nu ați făcut? Să ne verificăm fiecare personal cum am fost față de Dumnezeu, cum suntem la ora actuală când ați auzit mesajul și cum veți fi de acum încolo când ați auzit mesajul. Dacă am fost zgârciți cu Dumnezeu, haideți să fim zgârciți cu noi, dar nu cu El. Haideți să fim credincioși față de Dumnezeu și necredincioși față de noi în ce planuri ne-am făcut ca să nu le facem, ca să fim credincioși față de El. Și să vedeți dumneavoastră unde veți ajunge. Binecuvântarea Domnului să ne însoțească de acum încolo și să ne deschidem zăgazurile inimilor noastre și a minților noastre și să cooperăm împreună cu Dumnezeu și nu o să regretăm. Așa vom ajunge și vom fi salvați și mântuiți în împărăția Lui. Amin. Banii noștri sunt consemnați în cărțile din ceruri. Nu uitați, stimați ascultători! La revedere!